Încă un episod în vântoasa Mamaie sau în ținutul vânturilor Dobrogea. Iar mașina din acest episod se numește Hyundai Elantra, a șaptea generație a unei mașini care apare în 1990, a producătorului corean, care de-a lungul timpului a făcut și face de toate, însă reușește să le facă trainice, convenabile la preț, dotate. Cred că Hyundai și Kia, ambii producători, sunt aceeași unitate, să zicem, sunt cei mai buni pe partea asta, pe a sintetiza lumea auto. Și într-adevăr, se inspiră de la ceilalți. Putem spune chiar că multe din modelele lor copiază modele ale producătorilor din lumea întreagă. Dar nu-i copiază la preț. Garanția de la Hyundai de 5 ani și de la 7 ani e greu de egalat decât de alți coreeni, de cei de la SsangYong. E o realitate. Iar europenii cu 2, 3 și maxim 5 ani ai lor sunt în urmă. Mașina asta este fabricație 2022, a fost comandată în 2022 și a venit în iarna acestui an, în 2023. A costat în jur de 21 și ceva de mii de euro. Cu discounturi, cu rabla, cu ce se aplică la o mașină nouă. Aproape fără cuvinte, pentru că, în primul rând, este o mașină din clasa compactă. Nu este o mașină de clasă mică. Este un fel de Skoda Octavia a planetei, pentru că cu Octavia seamănă. Nu de alta, dar ca designer este opera unui belgian. Un belgian care în trecut a lucrat la Peugeot și, evident, la grupul Volkswagen. Acum, părerea mea, după ce m-am plimbat cu vreo 2000 de mașini și am mai filmat tot cam atâtea, este că nu cred că contează atât de mult cine face mașina, că o face Hyundai, că o face Renault, că o face Skoda, ci oamenii care fac și cât este dispus producătorul să ofere ca buget și ce vrea din produsul respectiv, putere, performanțe, accesorii, dimensiuni, calitatea materialelor. E o realitate. Acum 30-40 de ani mașinile erau complet diferite de la un producător la altul. Astăzi nu mai e chiar așa. Ca să nu mai vorbim de faptul că piesele, subansamblele sunt făcute de aceiași producători, adică ai frâne de la Brembo pe X mașini, amortizoare de la Sachs pe Y mașini, cutiile de viteză ZF și așa mai departe. Bine, asta e cu din aia de nu-mi place mie. Foarte interesant este că pe mașina asta sunt disponibile motoare atât aspirate, cât și turbo, cât și cu injecție directă, cât și cu injecție normală multipunct. Asta înseamnă că Hyundai face mașina pentru întreaga planetă. Inclusiv se fabrică chiar în state, Coreea, Statele Americii, China și Vietnam, mi se pare. Dar faptul că o face cu motorizările astea este, cred eu, ca să jongleze un pic cu ce înseamnă normele de poluare. O vreți în țara aia, o aveți cu motorizările astea. O aveți în țara ailaltă, unde sunt mai restrictive, o aveți cu normele astelalte. Bine încălțată tot cu niște anvelope din această țară, de care eu am avut într-un trecut pe o mașină și am fost mulțumit de ele, raportat la câți bani am dat pe ele. În săptămâna 44 din 2022. Ia să vedem un pic și dispozitivul de sub capotă. Pentru mine cea mai mare enigmă în salumii auto, scuzați calitatea filmării, dar am doar o mână și nu am cameraman. Pentru mine cea mai mare enigmă a lumii auto este cum pot acești producători în Coreea, atât Kia și Hyundai, cât și SsangYong,
în Coreea, o țară care este foarte dezvoltată și cu nivel de trai aproape de America, să fabrice aceste mașini, să le transporte jumate de planetă și să le vândă în Europa cu niște prețuri incredibil de bune. Ca să nu mai vorbim de garanția de care, cu care ne-au obișnuit. Aici lucrurile sunt clasice. Avem o distribuție pe lanț. Din ăștia de-i plac la acordeon pe fiecare axă cu camere. Nu intru eu în detalii tehnice, că nu mă pasionează. Îmi pare rău să că pe mașina asta nu este disponibil un propulsor pe motorină, pentru că și ăla ar fi util la genul ăsta de mașină, de liftback frumos, spațios. Ai nevoie și de ceva mai cu minte la consum, să zicem. Aici moștenește, ia uitați, modele Volkswagen. Se strâng frunzele și apar surprizele. În rest, trebuie să o plimbăm pe aici, pe bulevardul Mamaia, să vedem stațiunea. Dar înainte de asta, totuși, să mă joc un pic pe la lumini și să mă urc și în ea, că sunt curios. Am mai filmat una și mi-a plăcut pe partea asta de spațiu interior. Nu mi-a plăcut insonorizarea la ea. Parcă așa mi-aduc eu aminte. Era roșie și era la Craiova. Ia uite ce glossy sunt astea. Comenzile de la lumini. Oh, instrumentarul de bord. Ce să zic? Bravo Hyundai. Îți iau un pic ochii la un prim contact așa. Când te urci, deja pare o mașină mai scumpă decât e. Și asta, eu nu știu să-i zic, cum să-i zicem. Mi se pare un... E și asta o știință, să faci mașinile, să faci produsele în general, să pară mai scumpe decât sunt. Avem un consum de 9,2 în dimineața asta pe ce a făcut mașina până aici. Într-adevăr, dacă ești un profesionist și intri în detalii, descoperi că, într-adevăr, nu toate lucrurile sunt, sau nu mai vezi materialele, nu sunt la fel de calitative pe cât sunt de frumos desenate și împărțite și așezate și... Chiar stai bine. Într-adevăr, proprietarul i-a pus niște puse din ăștia care nu sunt cea mai bună alegere. Dar ia uitați-vă ce bine arată textilul scaunelor. Exact ce ziceam, Hyundai și Kia știe cel mai bine să jongleze cu chestia asta și cum să te facă să... Cum să-ți vândă o mașină care te atrage, care are garanție și care așa are și un preț imbatabil. Și atunci, noi oamenii, care suntem... Trăim în această lume a banilor, ne lovim de preț și alegem, 95% din alegeri ni le facem conform statisticilor pe baza prețului. Ia uitați ce faruri, ce blocuri optice oferă mașina asta la prețul ăsta. În locul becului cu filament de semnalizare se poate pune LED dedicat. Și vei avea mai multă lumină pe lampa de semnalizare. Nu se schimbă nimic la far, sunt sisteme din astea anti-eroare. Sunt cam scumpe, dar merită, pentru că dai un look și mai modern mașinii. În rest, ce să mai zic, să mă plec un pic pe sub, să-i deschidem și portbagajul. Ce spuneam? Dar foarte interesant că mașina asta e varianta cu portbagaj, deși ea este liftback. E berlină. Nu mă mai pricep, mă derutează. Deja
Hyundai oricum face ce vrea, din ce vrea, după cine vrea. Mochetă, bine, nu e o mochetă top, premium, dar e o mochetă decentă, capitonat și pe partea asta a portbagajului. Să ne urcăm puțin și în spate. Bușonul de combustibil pe partea stângă, cu deschidere de undeva din untru. Clar, gândită pentru piața americană. Scaunul a rămas reglat pentru mine și aici, într-adevăr, avem Skoda Octavia Planetei. Cu mici imperfecțiuni ale fețelor de uși spate, care nu au cel mai bun design, dar ai loc. Și scaunul, dacă îl ridici puțin mai sus, îți pot intra și picioarele sub el, ca să stai și mai bine. Eu l-am lăsat jos, că așa îmi place mie să merg cu el. Bun, să facem rost de un cameraman și să mergem să vizităm Mamaia. Cum e o mașină care atrage priviri, ceea ce e iarăși un factor de alegere când îți cumperi o mașină, pentru mulți dintre noi. Gata, suntem la bord și ne uităm puțin prin ce ne arată pe aici. Mașina are, pe distanța care a făcut-o de când a fost cumpărată, pe ultimii 8497 de km, un consum de 8,5. Presiune în roți, nici mare, nici mică. Are și moduri de condus. O să resetăm pe ăsta de pornire, care îl face ea în standard, să zicem. Îl lăsăm ascuns și ne uităm la sfârșit. Nu înainte de a vedea Passatul argintiu din spate în această cameră de calitate, de adevăratele de calitate. Modul de condus, auto-hold, frână de mână electrică. Ne punem în mișcare să vedem ce s-a mai construit de ieri până astăzi în Mamaia. Problema de una coboră singură. Foarte bună dotarea asta și utilă. Deci, să-mi dau scaunul puțin mai în față. Deci în spate acolo ar fi mai mult loc pentru cine stă. Și suntem în mod Eco Sport Smart normal. Să mergem pe normal. Bă, dar aici practic tu ești cam în giratoriu, de că trebuie să fie și pe acolo. Agitați. Și constanțenii le-au un pic cu claxonat în trafic. Credeam că doar pe zonele noastre sunt, dar văd că și pe aici se folosește airbag-ul la ce trebuie. Intuitivă partea asta de comenzi, de climă, n-ai cum să cauți ceva, n-ai cum să nu găsești. Nu mai mi-aduc aminte cealaltă, ce anvelope avea. Și cred că avea ceva mai mulți kilometri. Dar asta îi pare un pic mai silențioasă. Adică nu ai zgomot de rulare, afară bate vântul, că cel mai mare inconvenient aici în Dobrogea este vântul. Oricât de bun ar fi mâncarea, oricât de mișto ar fi locurile și oricât de faine ar fi constanțenii și dobrogenii, te sparge vântul ăsta. Nu m-aș putea acomoda aici pentru cineva care stă afară mult, cum stau eu, ori aș umbla cu glugă tot timpul. Line assist, side assist, becuri care clipesc în bord, evident. Nu știu însă cât ar fi prețul unei mașini ca asta în varianta buget. Pentru că dacă o poți cumpăra pe la un 16-17 mii de euro cu niște chestii de bază, că poți trăi și fără virtual cockpit cu ceasuri normale, asta într-adevăr e mișto și util, dar din nou poți trăi și fără el. Dacă îți cumperi o mașină ca asta, de dimensiunile astea, cu spațiu ăsta interior, până în 20.000, chiar sub 20.000, cu indiferent ce dotări îți dă și cu motor de 1.6 aspirat, care clar nu va fi prea defectos pe termen lung, ai făcut cea mai bună afacere. Garanția și lucrurile alea deja sunt factori wow.
frâne foarte bune. Foarte bune. Evident, nu ai padele și chestii din astea la nivelul ăsta de putere și la nivelul ăsta de tehnologie, dar poți trăi și fără. Eu aș fi fost fanul manualii. Faci ca Volkswagen, nu știu eu cine te-a învățat. Sunt de promptă în reacție așa. Într-adevăr se simt unele lucruri de finețe, dar bineînțeles nu este un Audi, nu este la prețul unei mașini ca... Foarte avantajoasă, într-adevăr. Avantajează enorm de mult primul proprietar. Am o cutie de viteză din asta simpatică, de face zgomot așa când vrea ea și cum vrei tu, sau invers. Cât mergi singură și când îmi zici să pun mâna pe volan? Pe unde mergem așa? Până la Tulcea? Unde ne ducem împreună? Keep hands, așa, mă, uite, nu vreau să le pun, să vedem ce faci. Te super. Distracții pentru oameni mari, dar cumpărați-vă mașini fără sistemele astea. Te pot... poți cădea cumva în capcana asta, zici, doamne, am așa ceva, e ok. Nu e ok pentru că le-ați văzut când sunt intemperii, când plouă torențial, când este ceață, când nu e marcaj. Și România are lucrurile astea și separat și împreună, ni le oferă așa, periodic. Bineînțeles, la mașini astea vin în pachet majoritatea. Și probabil că nu poți să o configurezi, să o cumperi doar cu aia, fără aia. Și fac parte și din chestiile de siguranță, mi se pare, ca să obțină mai multe stele la euro în cap. Pentru 121 pic de cai nu e nici lentă, nu e nici rapidă, dar te descurci cu ea în niște depășiri. S-ar putea, dacă e încărcată cu 3-4 pasageri și cu ceva bagaje, acolo să mai să tragi un pic, să te rogi de ea, dar din nou, pentru un om obișnuit care nu e un vitezoman și nu e un racer, este suficient. Este suficient pentru că, într-adevăr, nu ai foarte, foarte multă putere, dar nu ai nici foarte multă tehnologie care să te coste pe termen lung în intervenții când mașina nu va mai fi în garanție și așa mai departe. Ia să schimbăm puțin pe aici, să dăm și pe sport, să vedem ce zice la rubrica sport. Au făcut ceasurile roșii. Oricum, e un ecran de foarte bună calitate cel din bord. Mergea puțin mai mare pentru că totuși parcă rama asta ți arată că mai era loc. Dar e calibrat cumva pe dimensiunea volanului, adică tu din postul șoferului îi vezi marginile exact prin interiorul volanului, nici mai mult, nici mai puțin. Bine, probabil că dacă lași scaunul oricum e cel mai coborât, dacă îl dai mai în spate cumva sau ești un testamic de șaluat, ce șaluat de aia ruginită, gata, așa, atunci vezi mai mult, da, o bași capul așa. Uite, prima mai te poți plimba cu ea așa. Oricum, evoluția acestui produs, acestor producători e uriașă. De la generație la generație și faptul că au atât de multe modele în ofertă, și electrice, și jumate, și PHEV, și doar cu termic.
Te rog să torci puțin camera, să filmăm pe aici paradisul bogaților României. Aici la Mamaia e un contrast uriaș. E România în adevărata ei esență, pentru că vezi opulență și vezi și boscheții. Probabil că opulența și blocurile și tot ce pe aici aparține privaților, iar boscheții statului. Era un domn acolo care uda iarba. Probabil că era complex de aici. Adică la cât de frumos, cât de frumoasă e stațiunea, la cât de mult s-a construit, ar trebui să ne mișcăm un pic, să n-avem astea, petecele astea prin acest bulevard. Aici să mergi școală, că poate pe aici să mergi și cu Lamborghini-uri, cu Ferrari, cu mai știu eu ce mașini de colecție. Nu cu asta sau cu Skoda Octavia, care poți să mergi cu ele cum vrei, că garanta nu se strică nimic și garanta nu au nimic pe parte de suspensie și de și o gardă la sol destul de convenabilă. Însă puțin turiști străini. N-am văzut prea multe mașini de alte țări, în afară de cele de Bihor, de aici, de vis-a-vis, care sunt destul de multe. Mă așteptam să văd și Suedia, Polonia, Norvegia, Germania. Ține-o pe înainte să luăm, e mai frumos peisajul decât eu doar vorbesc singur pe aici. Interesant totuși volanul cu cele patru spițe și decupăturile astea, dar este frumos. Dar s-ar putea să te obișnuiești la drumul lung să ții mâinile aici, ceea ce nu este un lucru bun. Mâinile trebuie ținute tot timpul la 2:50. De asta sunt și aceste acești lobi, pentru ca să te odihnești degetele. Degetele nu se țin așa în interiorul volanului, se țin așa pe volan. Nu se țin în interiorul volanului, pentru că în cazul unui accident sau în cazul în care lovești ceva și volanul se va învârti brusc, să nu te lovească în deget aici spița și să-ți rupă degetele. Plus că ai mai mult control cu degetele pe exterior decât aici. În fine, eu așa m-am învățat să conduc și cred că asta este poziția corectă de ținut mâinile. Mercedes a pățit ceva la triple. Cu ce VT-uri ăștia trebuie să te înveți să conduci? Ori îți plac, ori le urăști. Ghiciți ce simt eu. Dar varianta de pe mașina asta este rapidă și parcă îți dă senzația că ai mai mulți cai sub capotă. Și oricum, în prezent, manualele dispar. Păcat că dispar, pentru că eu le-aș fi lăsat în ofertă la absolut cine vrea să-și o cumpere, o are disponibilă. Dar probabil sunt unele incompatibilități cu sistemele astea de asistență și care per total trag punctajele alea în jos și mergem spre mașina viitorului, care va fi complet automată și ne obișnuim așa ușor cu ele. Cu mașina asta se potrivește în peisajul ăsta de la Mamaia. E spectaculoasă și se încadrează așa cu clădirile astea construite, pentru că unele dintre blocurile astea de locuințe, hoteluri, ce vor fi ele, sunt de adevăratele wow. Tragem la giratoriu ăsta să nu ne ducem și în Năvodari, că acolo avem alte relații. Ne prinde prietenul nostru Ovidiu. Poate ne amendează. Ne întoarcem. Au. Vedeți, mașina ne vine umflată cu presiune cu 2 cu 3, așa zice producătorul, pentru cel mai bun compromis consum, calitatea rulării.
Dar deja pentru greutatea unei mașini ca asta, pentru o compactă, e mult. E o presiune mare pentru România, vorbind, mai ales dacă mergi pe drumuri de genul ăsta, nu în regim de autostradă. Dacă la greutatea ei, cred că poți circula chiar cu 2. Cu prețul, cu riscul de a, domne, deformezi anvelopele, și asta e o altă poveste. Mai ne jucăm puțin pe aici, să dăm pe modul smart, ca modul smart care combină modurile de condus și o face. Se simte un pic diferită schimbarea asta în controlul mașinii și în faptul cum o percep, dar nu este ceva radical, să zici, domne, trece de la training te îmbracă în costum. Pe total e o mașină plăcută și o mașină care dă sentimentul de trăinicie, așa. Modernă și foarte frumoasă și foarte atrăgătoare vizual, așa. Atât la exterior cât și la interior. Cred că e mai frumoasă la exterior decât e la interior. Dar și interiorul e, pentru clasa ei, oferă multe. Din nou, la prețul respectiv. Poate că și prețul ăsta este dat din faptul că nu sunt prea multe etaje de putere. Mi se pare că are 1.4, 1.5, 1.6 și 2 litri benzină și variantă hibrid. Dacă la alți producători, să zicem că ai mai multe tipuri de mai mult, o plajă mai mare de putere pe compacte, la Elantra e limitat undeva. Dar există divizia N a lui Hyundai, care iar e interesant, n-am văzut în realitate, cred că un singur exemplar. Iar Hyundai, care este prezent și prin competițiile sportive de ceva vreme, se pare că folosește ce studiază și ce implementează acolo în mașinile de stradă. Clar, un Elantra N, bine, nu știu dacă e disponibil în Europa sau în România, va avea alt preț, va avea alte suspensii, alte frâne, alte reglaje, alt pachet aerodinamic și, evident, preț. Dar pe total eu aș lua mașini de genul ăsta ca mașină nouă, nu mega dotate, climatizare, senzor de parcare, poți trăi fără cameră, poți trăi și cu farurile mai simple, scaune încălzite și cam atât. Cutie de viteze manuală, ca să o cumpăr mai ieftin, motorul aspirat și mă pot bucura de ea mulți ani, chiar și după ce iese din garanție, având valoarea asta lucrului nou cumpărat cu un preț corect. Dacă îmi doresc vreodată să călătoresc într-o țară din Asia, cred că va fi Coreea de Sud, nu de Nord. Acolo nu m-aș duce pentru nimic în lume, deși foarte mulți vloggeri s-au dus și au făcut episoade și au avut succes. Și nu m-aș duce pentru nimic în lume, orice avantaj aș avea. Dar în Coreea de Sud chiar aș vrea să o văd. Mai ales să faci așa dușa că se poate, sau că se poate să vizitezi fabrici, zonele unde sunt fabricile de mașini. Pentru că am impresia că acolo sunt niște laboratoare, nu fabrici de mașini. Sunt, cred că, niște laboratoare întinse cât vezi cu ochii care fabrică mașini. Iar dovada trăinicii mașinilor coreene, uitați în față, avem un accent din până în 2009-2010 care merge. Sunt 13-14 ani și mașina aia a funcționat și funcționează încă. Eu am mers, am filmat și eu una unui prieten cu ceva timp în urmă. Același sentiment ca și la asta, o mașină corectă, cu spațiu interior, cu totul la îndemână, care din nou a avut un preț mega bun atunci când a fost cumpărată. Ce este acel obiect care scoate fum? Mercedes sau Volkswagen?
Mercedes, că Mercedes e campionul la fum. Asta e, unde e fum e și putere. Deci dacă aș avea o mașină cu line assist din ăsta, aș merge ca numai între benzi, așa numai ca să o aud cum face. Tididim, tididim. Totuși bine reglat trenul de rulare, e un pic tare, dar nu dă sentimentul ăla de balans, de ruliu, de tangaj, că s-ar frânge. Adică nu, că n-ai fi într-o mașină sigură. Bravo, Hyundai! Ne apropiem de finalul călătoriei noastre. Cred că am consumat, să avem un consum cam de 8, așa. Ce am făcut pe aici? Am mers cu clima, am mai accelerat, am mai stat un pic pornit. Cea mai frumoasă mașină de am filmat-o pe litoral, țin de voia mânerului la șofer. Eu sunt unul care îl folosesc câteodată când conduc, mă țin cu mâna stângă. Mașina asta nu are, dar are la celelalte locuri. Evident, sunt o grămadă de mașini care nu mai au deloc, ceea ce nu e deloc ok. Dar acum e o economie și de mânerele astea. La mii de mașini, zeci de mii sau chiar milioane. Oricum, industria auto-europeană are de învățat de la coreeni cum să ai succes și cum să fii mereu cu lucruri noi, cu inovații, cu modele efectiv noi, atât vizual, cât estetic, cât și pe exterior, cât și pe interior. Aici se încheie călătoria noastră. Platoul de filmare de la Mamaia, aici pe malul lacului, să-i facem poza de thumbnail. Mașina incredibil de frumoasă. Cea mai frumoasă mașină de pe litoral. Și o să o pozăm aici. Și o să avem un pic de contrast și cu aceste dungi albastre. Dar să nu uităm de cifrele de consum din bord. Ia să vedem ce zice Hyundai-ul nostru. Ia, s-au mai umflat roțile, s-au încălzit. Da. Asta e cel pe termen lung, de la realimentare, 6,8. Bun. Bun. Dacă aș fi mers mai încet și cu clima oprit și aș fi evitat acele accelerații, cred că scoteam un 6,2, 6,3, adică ceva bun. Bun, pentru o mașină de dimensiunile astea. Cam asta a fost episodul cu Hyundai-ul Elantra, o mașină pe cât de frumoasă, pe atât de trainică. Dați și voi un like clipului, un clopoțel canalului ca să fiți la curent cu ce postăm. Dacă vă uitați acum în premieră, apăsați și pe abonează-te. Aruncați un ochi și pe pagina de Facebook. Nu uitați de odorizanții de Omax și de prietenii noștri de la Edili, site-ul de piese auto. Ne vedem cu bine în noi și noi episoade. Bye bye!